Din toată inima să-L binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Isus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. A sosit timpul de învățătură din Scriptură. E frumos să cântăm, ne bucurăm, ascultăm poezii. Domnul este prezent, numele Lui să fie slăvit. Dar avem nevoie și de multă, multă învățătură. Trăim într-o lume nesigură, trăim într-o lume murdară, ne chinuim sufletul și avem nevoie de această lumină a cuvântului lui Dumnezeu. M-am uitat, iubiți frați și surori, peste pasajul acesta și m-am minunat cum Dumnezeu poate să concentreze acest cuvânt al lui Dumnezeu. Să găsești multă învățătură într-un pasaj ca acesta. Oamenii încearcă să imite, să concentreze și ei produsele, substanțele povestea un frate că lucrează la o fabrică de lapte și zărul care iese de la brânza de oaie, zărul care rezultă, nu l aruncă cum îl aruncau altă dată, au un aparat foarte scump, au cumpărat o mașinărie foarte scumpă și îl concentrează de vreo 20 de ori și îl trimit în Franța. Zăr concentrat, pentru zărul praf. Oamenii încearcă să imite, ca să poată concentra lucrurile eu am rămas uimit în Cuvântul lui Dumnezeu, ce concentrare de învățătură, de idei, ce mare adaptabilitate are acest Cuvânt al lui Dumnezeu. Cei care citesc Cuvântul și sunt atent la ceea ce citesc, găsesc multă învățătură. slăvi să fie Domnul. Mă gândesc că în această zi micuțul David nu ne aude și pentru el va suna învățătura când tatăl său îi va spune cum a fost, poate îi va spune cine l-a luat în brațe, cum mi-a spus și mie mama, cine m-a luat în brațe la binecuvântare și priveam cu respect spre bătrânul acela, era bătrân că eu am înțeles cine este și mă uitam spre el, priveam cu respect că m-a luat în brațe și a rostit binecuvântarea. Dar vreau să mă adresez în primul rând părinților, familiilor, membrilor biserici în această zi. În textul acesta sunt două întrebări. Aș vrea ca aceste întrebări să vă provoace pe fiecare din dumneavoastră. Foarte interesant, omul Dumnezeu, Elisei, s-a frământat. Când a auzit durerea acestei mame, problema acestei familii, s-a frământat. Și prima întrebare care a pus-o și vreau rând pe rând, să vă puneți și dumneavoastră această întrebare și nu numai acum. Prima întrebare a fost a omului lui Dumnezeu, ce pot să fac pentru tine? Intri într-o familie, te duci poate în vizită la fata ta sau la băiatul tău acasă, da? Și te uiți așa în jur și vezi coșul de gunoi trebuie dus gunoiul, vezi că -i trebuia, n-a putut să-l ducă. Și poți să faci ceva. Ești în familie, vezi că ceva nu e în ordine în familia ta și începi să pui această întrebare, îl ai pe băiatul tău sau pe fata ta și îl întrebi, ce pot să fac pentru tine? Te văd că nu ești mulțumit, te văd că ai ceva probleme. Sau mă adresez soților, soțiilor, ca o familie să meargă bine în viața de familie, pune această întrebare, stimată soție, stimată soră, pune această întrebare, oare ce să fac, ce pot să fac pentru bărbatul meu? Să se roage mai mult, să citească mai mult, să-l să văd mai activ la adunare, sau știu ce nemulțumiri ai. Dar întotdeauna o acțiune trebuie să înceapă de la tine trebuie să-ți pui tu această întrebare. Ce pot să fac eu ca să înceapă lucrurile să meargă bine? Puneți mereu această întrebare. Sau poate bărbatul să se întrebe, ce să fac? Ce să fac pentru soția mea? O văd uneori foarte abătut, o văd, e normal să fie așa. Tu o lași acasă cu multe treburi și te duci la serviciu și poate la servicii mai lejer și la mult servicii mai lejer. Când vii acasă sau chiar la serviciu te gândești, oare ce pot să fac? Foarte multe lucruri vei găsi. Vezi că se pregătește, știu eu, să ducă covorul să-l bată jos cum este, la cel puțin când eram copil și acum mai se folosește, îl strângeam, îl puneam pe portativul acela, pe suportul acela și bătea în covor. Era un har pentru mama să vină cineva și să scuture covorul. Când vii acasă sau când vrei să aduci un climat de bună înțelegere și de pace, întreabă-te, ce pot să fac pentru cel de lângă mine? Doamne, ajută-ne să înțelegem aceasta. A doua întrebare. Stimați părinți, dragi familiști, din când în când trebuie să ne întrebăm. Trebuie să punem această întrebare. Venim acasă și ne dăm seama că ceva nu e în ordine. Copilul nostru nu mai are parcă dorința aceasta de a fi împreună. Este distrat cu anumite, este, îi se distrage atenția cu anumite lucruri. Și din când în când noi trebuie să ne punem această întrebare care a pus-o robul Domnului Elisei. Ce ai acasă? Și e nevoie să-ți faci câte un inventar din acesta, să vezi ce ai acasă, ce se întâmplă. Spunea unul din șefii mei, un contabil șef, a venit într-o zi la servici, era așa de necăjit și de nervos, și a strigat în gura mare, deci, am fost martor. A strigat el, televizorul ăsta am strică casa. Eu stau într-o într cameră la un televizor, nevastă mea stă într-o altă cameră la un alt televizor și fiul meu stă într-o altă cameră la un alt televizor. Asta a spus un om din lume. Stimați ascultători, eu nu știu cum stați cu problemele acestea, tehnologiei moderne, dar trebuie să vă întrebați din când în când ce am în casă. E adevărat, copilul Vine și spune, tati, am nevoie de internet, trebuie să-mi scot referate, trebuie să-mi scot teme, așa e acum. Da, așa e acum. Dar poți să-l controlezi pe copil. Îi cumperi un, cal, un telefon ca să-l să poți găsi pe copil, să-l poți repera oricând, să-l ajuți, dar nu e ei tu cel mai performant. Netul stă la tine dacă trebuie să-i umble pe net scoți împreună cu el temele dacă trebuie să scoată teme, trebuie ținute aceste lucruri sub control. Întreabă-te, frate și soră, pentru bunul mers al familiei, așa cum a întrebat omului Dumnezeu, ce ai acasă? Într-o împrejurare a venit o delegație la Ezechia. Și Ezechia foarte naiv, așa, și cum suntem noi să arătăm ce am făcut, grădina, visteriile, vrem să arătăm ce avem, mașina, dacă avem mașina de spălat, sau știu eu ce avem, vrem să arătăm ce ne-am achiziționat în ultimul timp, tot așa a făcut și Ezechia și l-a dus peste tot. Și știți ce a zis prorocul când a venit Isaia la el? Ce au văzut în casa ta? Cine sunt? De unde au venit? Și ce au văzut la tine? Domnul să ne ajute să ne dea biruință, să ne punem aceste întrebări, atunci când vrem să venim în ajutorul celor de lângă noi, să ne întrebăm foarte serios și să acționăm în sensul acesta ce pot să fac pentru tine, ce pot să fac pentru cel de lângă mine. Așa ne-a creat Dumnezeu să venim în ajutorul celor care sunt lângă noi. Și a doua întrebare, care să o punem mereu și mereu în casa noastră, ce am acasă? Doamne, dă ne lumina ta și fii cu noi și ajută-ne. Apoi, în pasajul acesta, stimați părinți, ne apropiem acum de subiectul de binecuvântare, de problema copiilor. Pasajul acesta, în primul rând, scoate în evidență un mare pericol. N-a fost numai atunci. Femeia aceasta a venit disperată și a spus copiii mei vor deveni robi. Un mare pericol. Vreau să vă spun, stimați ascultători, dragi părinți, că trăim o vreme nesigură și riscul major este copiii noștri să devină robi. Să devină robi tehnologiei, să devină robi lumii în care trăim. Pentru că diavolul vrea cu orice preț și dă o comandă așa de la un pupitru nevăzut cum să se îmbrace copilul cum să meargă copilul, cum să pășească, gesturile care le, să, să fa care le face să le facă așa cum vrea el, diavolul, ținuta lui, tunsoarea lui, sunt multe, multe, multe pericole. Am rămas uimit când la Biserica Betel a fost o lucrare, eram acolo la o zi din aceasta specială, și robul domnului prorocu pomenea despre droguri tineri din biserică care sunt în pericolul acesta. Puțin m-am necăjit așa, știam că avem un, un singur caz, îl știam, dar să se vorbească așa la modul general, că sunt multe situații și multe cazuri. Și n-a trecut mult, n-am judecat, că eu nu îmi plac lucrările lui Dumnezeu și cred lucrările lui Dumnezeu. Dar un pic așa m-am speriat, cumva așa. Și n-a trecut mult și a venit un tânăr la mine, zice, frate, am fost în străinătate, și a început să se mărturisească el și la un moment dat zice, eu cam uit, frate, că am, am luat multe droguri și mi-a afectat creierul. Vă dați seama. Tânăr crescut în biserică. Dar vreau să mă pocăiesc, a venit la catecheză și acum la catecheză a dat mâna cu mine și e hotărât așa. La un moment dat a venit și a spus, iarăși, frate, sunt... am căzut la capitolul țigară. Un mare pericol. Dar se luptă, îl văd la catecheze, vrea să-l să slujească pe Dumnezeu. Iată, sunt multe, multe pericole. De aceea, mama aceasta, disperată, a strigat la robul lui Dumnezeu și a spus, nu vreau copiii mei să ajungă robi. Vă dați seama, o văduvă cu doi băieți, înțelegem din pasajul acesta, cel puțin în finalul pasajului, înțelegem că sunt băieți dorea ca acești copii să o ajute la bătrânețe, să nu ajungă robi. Luptați-vă, stimați părinți, faceți tot ce puteți pentru bunul mers al copiilor, pentru pocăința lor, pentru întâlnirea lor cu Domnul. Vom merge în continuare, pas cu pas, la ceea ce putem să facem. A fost un semn pentru mine în această zi că expresia principală care va fi în continuare tema predicii, dacă vreți, subiectul central al predicii mele, a fost omisă din greșeală. Prorocul a spus așa femei, du-te acasă, cere vase așa și închide ușa după tine și după copiii tăi. Fraza asta m-a frământat pe mine foarte mult. Înseamnă foarte mult pentru o familie. În primul rând, Elisei a făcut-o pe femeie să înțeleagă că este nevoie să-i facă părtași pe copiii aceia la minunea lui Dumnezeu. O creștere spirituală. Să-i facă părtași la lucrările cerești ale lui Dumnezeu. Toată viața, cred că, au povestit băieții aceia S-a dus vestea. O minune se spune, după ce Dumnezeu lucrează, deseori chiar Domnul Iisus îi trimitea pe cei, du-te și te arată preoților, du-te și te arată familiei de slavă lui Dumnezeu. Alteori n-a vrut să se facă popularitate pentru că El nu vrea să se știe că este Mesia, să se ascundă până la jertfă. După ce s-a depus jertfa, punctul a fost atins planului lui Dumnezeu în prima parte, ca Domnul Iisus să moară pentru păcatele lumii, era rezolvat, realizat și deseori Domnul ascundea aceste lucruri. Nu le dădea voie să se popularizeze lucrările care le-a făcut. Dar atunci când Dumnezeu lucrează, noi trebuie să glorificăm numele Lui, spunând lucrările Lui Dumnezeu. Și cred că băieții aceștia au povestit cum erau ei acolo în cameră cu mama, într-un ulcior mic puțin unde lemn să fi fost jumătate de litru, un pic de un de lemn, puțin un de lemn mai am acasă. Și cum băieții aduceau câte un vas, care l-au adunat, au strâns de la vecini, aduceau câte un vas lângă mama și mama turna un de lemn în vasul mare să umplea, îl dădea deoparte. parte. Și mama spunea, băiete, mai adu un vas și iar mai aducea un vas. Închide ușa după tine și copiii tăi înseamnă să-L faci părtaș la lucrările lui Dumnezeu. Slăvi să fie Domnul! Dacă vin frații la tine la rugăciune, nu spune, la că mici, acum chiar acum să joacă, întotdeauna când vrei să-i aduni la rugăciune sau când vin musafiri să se cânte o cântare, atunci unul are ceva de făcut. Chiar atunci unul trebuie să lipsească. A închide ușa după tine și copiii tăi înseamnă să-i știi înăuntru, au venit frațe, oaspeți, vom cânta, spre slava Domnului, ne vom bucura în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Eu așa am crescut, am avut părtășie în casa bunicilor, din clasa 1 până în clasa 4 am stat la bunici, bunicul era conducătorul adunării, bunica avea lucrări din partea lui Dumnezeu și eram părtași la lucrările care erau în casa lor. Dacă nu vroiam eu să vin, mă chemau ei. Dar după o vreme, copilul începe să simtă apetit pentru lucrarea lui Dumnezeu. De aceea, stimați părinți, adunați pentru a le vorbi din cuvântul lui Dumnezeu, adunați pentru a-i face părtași lucrărilor lui Dumnezeu. Domnul să vă ajute la aceasta. Apoi merge mai departe, iubiți frași și surori, a închide ușa după tine și copiii tăi înseamnă protecție. Vă spuneam de această tehnologie, vă spuneam de aceste pericole. Noi trebuie să-i protejăm de tot ce este în lumea aceasta. Trebuie să-i adunăm în jurul nostru, să le implementăm cuvântul lui Dumnezeu. Și ai separat de lumea aceasta, a închide ușa după tine și copiii tăi, înseamnă ai proteja de tot ce este în lumea aceasta. Controlează, nu-l lăsa să meargă la nu știu ce prieteni. Controlează-i prietenii, protejează-l de tot, tot ce este rău. Ai grijă. Spun ceva care sună poate un pic ciudat, chiar dacă sunt tineri din aceeași biserică, în anturajul lui. Controlează. Sfătuiește, îndeamnă, urmărește. Domnul să vă ajute. Am fost într-o familie și unul din copii ne-a stâmpărat, făcea mai multe năzbâtii acolo și tatăl lui spune la un moment dat, haide să mergem un pic, i-a spus copilului, în camera alăturată. A închide ușa după tine și după copilul tău, ca asta s-a dus în camera alăturată și i-a făcut o disciplinare. Când a venit de acolo, a venit liniștit. Poate într-un magazin să-ți facă figuri. Poate în adunare să înceapă să facă ischibiții. A doi aminte, mergem acasă și ne închidem în cameră. Am acolo nuiaua. A închide ușa după tine și după copiii tăi înseamnă disciplină atenționare. Am citit, iubiți frați și surori, în scriptură am rămas uimit, David a fost un om al lui Dumnezeu. David a fost un om extraordinar. Dar la capitolul copii, mai ales cei care i-au avut mai către bătrânețe, așa, când, și mai ales copiii care erau frumoși, așa citim în Scriptură, și vreau să vă citesc din cuvântul lui Dumnezeu aceste lucruri minunate din Scriptură. Despre răscoala lui Absalom citim în Scriptură și mai ales ridicarea pe tronul de domnie cu forța a lui Adonia. Vă citesc în Scriptură, vă rog să deschideți în Cartea Împăraților, Cartea 1 a Împăraților, capitolul 1, versetul 5. Începem, căci vreau să ajung la versetul care subliniază lipsa de atenție a lui David și faptul că el nu i-a corectat. Citim aici, Adonia, fiul Agitei s-a semețit până acolo încât a zis eu voi fi împărat și și-a pregătit care și călăreți și 50 de oameni care alergau înaintea lui. Ascultați, tatăl său nu-l mustrase niciodată în viața lui, zicând: Pentru ce faci așa? Adonia, de altfel, era foarte frumos și se născuse după Absalom. Înțelegem de aici că și Absalom și Adonia erau frumoși. Tatăl lor era copleșit de frumusețea și Alor și bucuros când îi întâlnea pe acești copii și nu-și găsea timp și nu prea îi cădea lui bine să-l corectezi pe frumosul Adonia. Să-i spui, Adonia, dar de ce faci așa? Tatăl său nu-l mustrase niciodată. Iubiți frate și surori, închide ușa după tine și copiii tăi înseamnă să-i faci observații. Dar ce se întâmplă? Este tendința noastră de a-L pe copil în public. Nu-L pe copil în public. Este adevărat că fiecare copil are o personalitate a lui, dar el trebuie să știe că a greșit, trebuie să-i face o corecție, trebuie să-l duci în camera de alături și să închizi ușa după tine și să-i spui, băiete, uite, ai făcut așa, ai făcut așa, ai făcut așa. Alegeți pedeapsa, îi mai tai din drepturile care îi le dai, o te săptămâna asta nu o să-ți mai dau banii aceia pentru ca să ai la școală să-ți cumperi ce vrei tu, săptămâna asta te duci doar cu sandvișul care îl face mama, ești pedepsit. Copilul trebuie să știe de mustrare. Biblia spune nu, mustra, nu cruța, nu iaua, mustă-l pe copil și mai ales Scriptura spune să o faci asta imediat, să nu lași să treacă timpul. Copilul ar putea să zică, las că tata uită și acumulează, și acumulează, vânează greșelile, speculează fiecare moment. De aceea este nevoie, din când în, chin, din când, în când, să închizi ușa după tine și după copiii tăi și să le faci observație, să le faci educație. Iubiți frate și surori, noi ca și biserică noi, ca și familii credincioase, stăm uneori rău la capitolul educației. Trebuie să le facem educație. Copilul trebuie să știe să spună la școală te rog frumos, copilul trebuie să spună mulțumesc atunci când primește ceva, copilul trebuie să fie respectos, nu trece ușor peste uh, poveștile lui care le spune la școală, să vezi ce a făcut doamna învățătoare și să vezi ce am făcut eu și ce grozav am fost. Învață-l pe copil să fie respectos, să crească un om echilibrat, cu minte, ascultător, așa cum va asculta, când îl înveți să asculte de oameni, va asculta și de Dumnezeu și de Cuvântul Său. Domnul să ne ajute, Domnul să ne dea putere și Domnul să fie cu noi în toate aceste acțiuni ale educării copiilor noștri. Am mai întâlnit situații în care copiii povestesc cei la ei acasă. A închide ușa după tine și copiii tăi înseamnă a păstra un secret al familiei. A învăța pe copil că familia are secretele ei. Familia are tainele ei în familie. Copilul trebuie să știe de o zi de post. Postul nu se trâmbițează. Așa ne-a învățat Domnul Isus. Copilul trebuie să știe că sunt anumite secrete în familie și protejați-vă copiii. Nu spuneți totul acasă. Nu duceți acasă toate, toate din jur. Și mai ales, poate sunt întâmplări din adunare, vreo ședință mai tulbure de comitet sau vreo ședință de adunare generală sau ceva. Nu duceți acasă la copil. Nu povestiți asta. Au fost cazuri și cunosc cazuri când copilul a fost îndrumat să meargă la frații slujitori, să se mărturisească, să înceapă o, o, viață nouă, să aibă un nou început și copilul a spus, la ăia să mă duc? Pentru că altă dată tata și mama i-a spus vers și uscate și mai mult uscate despre cei care acum el trebuia să se mărturisească. Să-i privească ca pe niște slujitori care pot da o soluție și care pot conduce spre Dumnezeu. Femeia aceasta s-a dus la cine trebuie. Nu s-a dus la împărat, nu s-a dus la dregător. A spus bărbatul meu, robul Domnului, știi că se temea de Domnul, ajută-mă Elisei. Nu influențați în mod negativ mintea copilului. A închide ușa după tine și copiii tăi înseamnă al protejai Perimetra bine lucrurile, să nu ducă din familie, să nu aduceți în familie lucruri care nu-l pot ajuta, nu le, pot, nu le poate duce un copil. Poate aveți nemulțumiri, frustări, eu știu, de o natură sau alta, păstrați-vă, păziți-vă, ocrotiți-vă copiii. Nu îi otrăviți. Doamne, ajută-ne la aceasta. Copilul să crească drept, cuvântul lui Dumnezeu este frumos să-l înveți să citească, dacă l-ai disciplinat în odaia aceea când a făcut rău, învață-l și să se roage. A închide ușa după tine și copiii tăi și chiar Mântuitorul ne-a spus în predica de pe munte, unde este rezumatul împărăției lui Dumnezeu, așa l-a numit din Matei, capitolul 5, 6 și 7, da? În capitolul 6 vorbește Domnul despre milostenie și despre rugăciune. Iată ce spune Domnul. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. minte, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta cum fac fățanii ci și sinagogi și în ulițe pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milosenia ta să fie făcută în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns să-ți va răsplăti. Când vă rugați să nu fiți ca fățanii și cărora îi place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile uliților, pentru că să fie văzuți de oameni, adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și versetul 6, nu uitați, deci Matei 6 cu 6, tu când te rogi, intră în odăița ta, în ușa. Anchide ușa după tine și copilul tău înseamnă să intri cu el în cameră, să te rogi cu el împreună, să vezi cum se roagă, am avut o, am o surioară mai mică ca mine când era copil, la un moment dat tatăl meu a sezizat că ea nu știe să se roage, nu o învățase nimeni și să ruga ce știa el, era ceva așa hazliu, ceva copilăresc, până când tatăl a trebuit să o, o oprească și să o corecteze, nu o învățase nimeni. Copilul își va aminti toată viața cum s-a rugat cu mama și cum s-a rugat cu tată. nu numai mama, nu numai tată. Aveți datoria aceasta să închideți ușa în camera unde se roagă, să vă rugați împreună cu el, să îi creați în mintea lui gândul acesta că Dumnezeu poate să rezolve și poate. Numele lui să fie binecuvântat. Și chiar dați-i probleme din acestea copilului. Ai o problemă. Roagă-te, Domnul, să vezi cum Domnul lucrează și copilul începe să învețe taina aceasta rugăciunii și să se încreadă în Dumnezeu. Am ascultat recent o predică la noi la cu vin una din de la țară unde sunt, un tânăr care povestea că când a fost mic, s-a rugat, tatăl său i-a spus, uite, roagă-te, dacă tu vrei așa și noi suntem o familie mai numeroasă, își dorea o pereche de adidas. Foarte interesant, când a povestit, a rămas uimit. S-a rugat o vreme copilul și a spus, tată, m-am eu nu mai mă rog. Măi, băiete, a spus tatăl său. Domnul Iisus are mulți copii, tu i spus, Domnul, exact ce vrei tu, mărimea, culoarea. Poate că nu te-ai rugat cum trebuie. Domnul Iisus are mulți copii. Tu trebuie să-i spui, Doamne, vreau... Și copilul s-a corectat, s-a rugat și a spus, Doamne, vreau o pereche de adida și de culoare verde, așa cum au colegii, avea un coleg de-a lui de pe stradă. N-a trecut mult, fraților, a fost încercarea copilului. Domnul a răspuns rugăciunea, a venit un pachet cu ajutoare, povestea el, a rămas uimit, a rămas eu ca om mare, a rămas uimit de credința acestui copil, de rugăciunea lui și a deschis pachetul acela de ajutoare care a venit, a luat, a răscolit tata, a dat, a dat și la sfârșit. Era o pereche de adidași cum își dorea el, de culoare verde. Slăbi să fie Domnul. Copilul acesta s-a încrezut după aceea în Dumnezeu. Învață-l concret să se roage. Rugăciunea este concretă. Să ceară ajutor, sprijin la examen, în alegerea unei profesii. Copilul trebuie să știe, nu mai vorbesc, când el a crescut mare și se pregătește de căsătorie. Copiile, roagă în mod serios, căsătoria este o problemă foarte serios. Ne învață în Scriptură un rob al lui Avram, ajunge la o fântână și a spus, Doamne, eu am o misiune foarte grea, stăpânul meu m-a trimis să-i aduc o soție fiului, ce mă fac aici, cum aleg, Doamne, ajută-mă! Uite, pun un semn, fă ca cea care vine și îi voi spune, dăm să beau, să spună, dau și cămile tare. asta e semnul, Doamne. Simplu, un om simplu. Și ce mare biruință a dat Domnul. Exact așa i-a răspuns. Așa trebuie să învățăm pe copiii noștri să se roage în mod concret. A închide ușa după tine și copilul tău înseamnă să-l duci în cameră și să te rogi, să-l înveți să se roage și să-l provoci ca să ceară lucruri concrete de la Dumnezeu, că mare Dumnezeul nostru, numele lui să fie binecuvântat. Observați, noi ne frământăm și de obicei când avem copii și copiii sunt mici, ne frământăm. Oare ce o să facem? Oare ce o să le dăm? S-au frământat colegii mei de servici. Ba mi-aduc aminte de o, ed o educatoare, o asistentă. Era o asistentă și m-a întrebat câți copii ai. Și i-am spus, 13. O, oh, câte unghii trebuie să taie nevasa Era, probabil, era obosită că trebuia să taie unghiile copilă. Deci sunt oamenii frământați de o familie numeroasă. Dar iată că chiar pasajul acesta ne arată că Dumnezeu le are pe toate în control, poartă de grijă ca un tată bun și poate să înmulțească chiar ceea ce avem noi. Puținul nostru îl poate binecuvânta el, slăbi să fie domnul. Înmulțirea aceasta a unde lemnului este un semn al intervenției divine a lui Dumnezeu. A rezolvat o problemă. A făcut o lucrare extraordinară Dumnezeu. Femeia aceasta s-a dus, s a vândut din unde lemn și a plătit datoria. Vă dați seama ce cantitate de unde lemn. Dacă îi lua pe cei doi copii robe, a fost o datorie mare. A vândut unde lemn, a plătit datoria și a mai rămas să trăiască ea și fiii ei. Dumnezeu poate să ne ajute. Nu vă îngrijorați, stimați părinți. Nu vă frământați de ceea ce veți face, de ceea ce veți mânca, de ceea ce veți îmbrăca. Domnul Iisus ne spune pentru aceasta să nu ne frământăm pentru că oamenii lumii caut aceste lucruri. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Slăviți să fie Domn! Minunată a lucrat Dumnezeu! Iar în final, iubiți frați și surori, am pățit-o ceva, am povestit cu o soră din biserică și am rămas uimit și am zis ce important este să închizi ușa după tine și copilul tău seara la culcare. S-au învățat copiii noștri, au așa un fel de fus orar schimbat, să vină la ce oră vor ei și am întrebat-o pe sora aceasta, avea primul copil, are probleme cu copilul, și să spus, o rădăm. te rog, când ai văzut că începe să coboare? Când ai văzut că începe să se depărteze de anumare? Ce ai văzut în viața copilului? Povestește-mi puțin ce s-a întâmplat cu copilul acesta. Eram așa de curios, A ajuns rău de tot. Să nu mai creadă în Dumnezeu, să-i amenințe și cu moartea. Și deci, un copil rău de tot. După lege, trebuia să-l spui poporului și poporul să-l omoare cu pietre. Bătrânii, cetății, îl loveau cu pietre până murea. Și a spus, frate, a început să întârzi acasă. A venit pe la 11 seara, după aceea a venit pe la 12 seara, noi n-am mai putut sta, ne-am culcat, a venit pe la 1 noaptea, după aceea n-a mai venit deloc o noapte și așa, din rău în mai rău. Stimați ascultători, poate pare hazlie Problema aceasta. Închide ușa după tine și copilul tău seara. Să știe că este o oră când familia e acasă. E o oră când copilul trebuie să se culce. E o oră când trebuie să ne strângem acasă. Familia are ora de culcare. Nu umblăm. Sunt rare excepții. Dacă e la o noapte de veche, să zicem. Rare excepții. E o seară prelungită în adunare și a rămas cu grupul de tine că mai cântă sau strânge în urma mesei de dragoste sau știu eu ce. Asta se excepții, dar și atunci așteaptă. -l. Știu că ești obosit, dar el trebuie să știe mama sau tata închide poarta dacă stai la casă sau închide ușa, în încuie ușa dacă stai la apartament. Toată lumea la culcare. Control asupra copilului. E așa de minunat acest cuvânt al lui Dumnezeu, frate și surori, și ce mare biruință a dat Domnul. Mă bucur de această lucrare scrisă în scriptură, avem multe de învățat din ea. Mă apropii de încheiere și doresc ca Domnul să vă binecuvinteze, să înțelegeți toate aceste lucrări scrise în cuvântul lui Dumnezeu. O mare dramă, putea să fie o mare dramă în familia aceasta, din care Domnul i-a scos, a dat o mare biruință. Repet, toată viața și-au adus aminte de. Lucrarea care s-a făcut în casa lor și eu cred că s-a deschis drumul în alte lucrări, pentru că în momentul în care ai o lucrare în casa ta, parcă prinzi mai mult curaj și îl provoci pe Dumnezeu și mai faci o lucrare și mai faci o lucrare. Îmi place așa de mult să știu că vin frați la noi și când vin frați la rugăciune, ne adunăm repede și urmărim lucrările lui Dumnezeu, le scriem într-un caiet, Învățăm pe copii să prețuiască aceste descoperiri, să prețuiască oamenii lui Dumnezeu, pentru că mulți oameni nu mai apelează la Dumnezeu. Nu sunt curioși, fac ce vor ei. E important să respecti cuvântul lui Dumnezeu, să fii atent la detaliile care le spune omului Dumnezeu. I-a spus femeie, du-te și cere vase, dar fii atent, cere multe, nu cere puține. Parcă a pregătit-o pe sora aceasta să gândească ce vrea Dumnezeu să facă, ce s-o fi mirat vecinii cum au adunat ei vase, să răntoce ăștia ce vor să facă cu vasele Eu știu ce au fi zis vecinii când au cerut aceste vase, dar Dumnezeu a dat o mare biruință și în loc să ajungă robi, copiii aceștia au crescut în lumina lucrărilor lui Dumnezeu și au fost copiii a lui Dumnezeu. Domnul să ne dea putere, să ne ajute să înțelegem tot ceea ce avem de făcut în dreptul nostru, pas cu pas, clipă de clipă, ceas cu ceas în viața noastră și a copiilor noștri, să-i călăuzim pe calea aceasta sfântă a lui Dumnezeu. Iar la sfârșit, sigur, vom curege rezultatul, vom culege roadele a ceea ce am făcut, ceea ce seamănă omul, aceea va se cera. Dumnezeu să vă binecuvinteze, stimați părinți. Stimați frați și surori, să vă ajute Domnul să vegheați la ce se întâmplă în casa dumneavoastră, să puneți mereu acele întrebări, ce să fac pentru tine, ce pot să fac pentru omul acesta, ce pot să fac pentru sora aceasta. Întotdeauna găsești ceva de făcut. Pui umărul la ceea ce e în jurul tău și în familia ta. A doua întrebare, gândește-te profund și puneți-o, ce am acasă? Ce au văzut în casa ta? Doamne, ajută-ne să se vadă lucruri bune, frumoase, greșime, adevărat, poate ridicăm tonul, așa cum se spunea, poate nu suntem atenți cu vecinii noștri, cu cei din jurul nostru, Domnul să ne dea înțelepciune, oamenii sunt cu ochii pe noi. Când citiți în Cartea Genese despre Avram, făcea altare oriunde ajungea și mereu un pasajul acesta, cronicarul repetă, cananiții erau în țară. Când a avut conflict cu Iov, cu Lot, când a avut conflict cu Lot, a spus Avram Lot, noi suntem frați. Tu la munte, eu la vale. Dacă vrei la vale, du-te tu la vale, eu mă duc la deal. Dar nu ne certăm, suntem frați. Cananiții erau în țară. Lumea este cu ochii pe noi. Vrea să vadă cum trăim, nu ce spunem ceea ce spunem, împlinim în viața noastră și Domnul să ne ajute, Domnul să binecuvânteze familia care aduce la copilul la binecuvântare, Domnul să binecuvânteze toate familiile și toți copiii din adunare. Să fie niște slujitori ai Domnului, părtați la lucrările lui Dumnezeu, gata la rugăciune, la cântare, la poezie, punând numărul în lucrarea Domnului, faci ceva pentru Domnul și copilul trebuie să știe acest lucru, faci ceva pentru Domnul, primește o răsplată și acum, dar avem și făgăduința vieții veșnice, numele Domnului să fie binecuvântat. Amin.